Bine v-am găsit la interviurile Deceniu, sunt Valmul cu discut cu Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, prezent la inaugurarea portului Tulcea cu o fărâmă, cu două, de fapt, din Jurilovca, două ceaune, evenimentul care a strâns sau a întrunit aprecierile tuturor, nu știu, la formații, la muzică, poate ai favoriți, dar la Borșul de Jurilovca toată lumea votează da. Cu două mâini. Așa este, ca de fiecare dată atunci când primim invitații de a participa la astfel de evenimente, unde putem spune că de data aceasta poate fi și un preambul a ceea ce urmează la Jurilovca, pentru că pe data de 2 și 3 septembrie avem Festivalul Borșului Lipovenesc, după cum toată lumea îl știe deja. Ne-am bucurat și totodată ne-a și responsabilizat să fim prezenți și să facem o figură, dacă putem spune așa, bună. Și bineînțeles că nu puteam veni decât cu fotografii. Noi, în general, suntem autentici și ne place să arătăm oamenilor ceea ce se întâmplă la Jurilovca și da, am venit cu o mică parte din logistica pe care noi avem în comună. Am avut vreo 5 ceaune, dintre care 2 cu storceag, 3 cu borș de pește. Ne-am bucurat că oamenii au văzut că suntem prezenți și nici de data aceasta nu ne-au ocolit, practic. Și noi sperăm că nu i-am dezamăgit. Încercăm să păstrăm același gust autentic, aceleași rețete, pentru că întotdeauna când vorbim de autenticitate trebuie să marjăm pe rețetele tradiționale și să nu începem să improvizăm ceva ce merge. Care e diferența dintre storceag și borș de pește? Storceagul, după cum știm, se face doar dintr-o specie de pește și în special păstrugă, adică tot ce ține din zona asta de morun, păstrugă, nisetru. Pe când borșul de pește sau succesul borșului de pește sau rețeta secretă, un borș de pește este mult mai bun dacă are minim 4-5 specii de pește diversificat. Deci cam așa stau lucrurile în pregătire. Am aflat secretul borșului lipovenesc. Ați venit și cu formații. Am venit și cu la fel și cu o parte din ceea ce înseamnă cultura comunității noastre și aici vorbim pe de o parte de corurile de ruși lipoveni din Jurilovca, unul din coruri, pentru că avem două, dar am încercat să ne împărțim pentru că, într-adevăr, weekendul acesta, chiar și pentru primăria Jurilovca, a fost foarte solicitant. Am avut participare la Techirghiol, au avut un eveniment primăria din Techirghiol și am trimis și acolo. A trebuit să dăm curs solicitărilor și la Tulcea. Și nu în ultimul rând, mai avem un ansamblu de dansuri și de cântece bulgărești, pentru că, după cum se știe, comuna Jurilovca are în componență și localitatea Vișina, unde, în general, avem bulgari. Și atunci încercăm să cuprindem toată aria culturală. Mai nou, în Vișina aveți un complex turistic de top. Așa este, pe raza comunei și la ieșire din Vișina, mă bucur că am reușit să fim parteneri, putem spune așa, având în vedere că se află pe teritoriul nostru și am sprijinit cât am putut construirea acelui resort de 4 stele, care fără doar și poate aduce o plus valoare comunității. Și când spun plus valoare, în primul rând mă gândesc la faptul că din cei 55 de angajați, peste 40 sunt din comuna noastră. Ca și la județ, în Jurilovca, funcționează fondurile europene. Ați ridicat comuna cu fonduri ale comunității europene. Așa este. Noi la Jurilovca, încă din primul mandat al meu, și aici mă refer la 2012, am știut, pentru că veneam din privat cu expertiză în această zonă de accesare a fondurilor europene, că singura șansă de dezvoltare este să nu iertăm, dacă se poate spune așa, niciun euro pe care îl putem aduce în comunitate. Și am format imediat o echipă de implementare a proiectelor europene, cu siguranță, având în vedere că de multe ori aceste fonduri europene se deschid sau aceste apeluri pe toate axele cam în același timp, ai nevoie de o echipă mare de oameni și nu de fiecare dată
poți să asiguri doar cu personalul din primărie aceste echipe, dar externalizând anumite consultanțe, am reușit să chiar să nu pierdem niciun euro. Și nu este vorba aici de modestie, de a fi sau nu modest, ci trebuie să vorbim niște realități. Pentru 2 septembrie, cum face turistul din Constanța să urcă în mașină, cel din Tulce, la fel, drumurile sunt foarte bune, cum fac cei din București și fac rezervare, da. Cum ajung să beneficieze de... Așa cum spuneam, pentru că suntem deja la 13-a ediție, și noi am mai avut de învățat pe parcurs și vrem să credem că am ajuns cumva la un nivel la care să răspundem acestor tip de întrebări din timp. Noi deja pe data de 24, luna aceasta, am dat drumul la primul promo prin care am anunțat că la Jurilovca, pe data de 2 septembrie, în prima zi de eveniment, îl vom avea pe renumitul artist Goran Bregović, ceea ce zicem noi că e un succes destul de mare pentru toată zona, nu numai pentru Jurilovca. Și era nevoie să facem acest anunț sau așa să începem, pentru că cei din București, Constanța, toate zonele se orienteze din vreme. Acum urmează, începând cu 1, adică mai exact de mâine, de luni, cu 1 august, venim și punctual vom da informațiile în ceea ce înseamnă spațiile de cazare, zonele de campare, purtăm discuții și zic eu că e foarte important anul acesta față de anii trecuți. Ne-am gândit, având în vedere creșterea anuală la acest eveniment, intrăm într-o colaborare cu un privat care are o zonă unde poate să creeze rapid și va crea o zonă de campare atât pentru corturi cât și pentru rulote, civilizată, unde vor monta zona de dușuri, de toalete ecologice, și vom face aceste precizări, că este foarte important ca cei care doresc să vină din zona asta de nișă așa să știe că vor găsi toate condițiile. Goran Bregović merge cu muzică balcanică, corurile lipovenești, da, vor veni, aveți acel cor de femei cu multe premii internaționale. Da. Așa este. Care va fi probabil prezent. La... Cu siguranță. Și într-adevăr, ăsta a fost unul din motivele pentru care ne-am dorit să vină Goran la Jurilovca, pentru că intră așa într-un autentic, dacă puteți spune, al zonei. Și se simte, ați inaugurat și dumneavoastră un nou port turistic, se simte impactul în ceea ce privește activitatea în zona de hoteluri, de pensiuni, de restaurant. Ideea de a construi cea de-a doua zonă de facilități de acostare, dacă ne uităm la titlul, dar îi putem spune port pentru că asta este, nu a fost întâmplătoare sau am făcut un proiect așa a vrut primarul de la Jurilovca, ci pentru că în 2013 am reușit și am făcut prima zonă de acostare, acel mini port, cu o capacitate de 80 de locuri. După un an de zile deja au început să ne vină solicitări destul de multe și acest lucru m-a făcut să gândesc rapid și să scriem din nou un proiect pentru cea de-a doua zonă. Și da, astăzi când stăm de vorbă putem spune că la Jurilovca am reușit să creăm cel de-al doilea port cu o capacitate de 130 de locuri și tot astăzi când stăm de vorbă sunt bucuros să spun că am reușit și am dat către solicitanți toate locurile și am onorat toate cererile cu succes, adică nu mai avem niciun loc disponibil, ceea ce înseamnă că această investiție și-a atins scopul și de aici încolo ceea ce s-a întâmplat și cu primul port, cred eu că se va întâmpla și cu al doilea, va duce la o dezvoltare pe orizontală a resturilor de business-uri, dacă putem spune așa, dezvoltarea pensiunilor, pe de o parte, dar haideți să ne gândim încă 130 de embarcațiuni, numai 30 dintre ele, 40, dacă vor intra în zona de a practica transportul pe apă, mai înseamnă încă 30-40 de locuri de muncă directe pentru cei care conduc embarcațiunile. Și de ce nu zona de agropensiune pe care noi marjăm și o încurajez întotdeauna, că acel conducător de embarcațiune mai are o cameră, două în plus și cu siguranță la dorința celor care vizitează Jurilovca vor găsi și un spațiu de cazare adecvat. Să sperăm că mai găsim locuri pentru 2 septembrie. Ne vedem atunci
Mult succes, vă mulțumesc. Vă așteptăm cu drag și eu vă mulțumesc.